Mai este puțin până la începerea școlii, iar autoritățile guvernamentale nu discută despre noul an școlar sau despre măsurile de protecție a elevilor în următoarele luni. Se pare că luptele politice îi țin ocupați pe actualii guvernanți, întrucât nici creșterea pensiilor sau a salariilor nu mai este adusă în discuție. Se pare că problemele românilor nu au fost și nu sunt în continuare prioritare. Lupta pentru putere este la momentul actual grija și subiectul principal al guvernanților, deși nu s-a făcut rectificarea bugetară programată pentru luna iulie și iată suntem în septembrie. Guvernul ăsta trebuie eliminat, că nu face bine deloc. Deci la oameni nu dă absolut nimic, numai lor. Nu știu cât mai rezistă poporul ăsta român, că suntem cea mai proastă nație de pe pământ. Cea mai proastă nație pe pământ suntem. Nu știu când este să ieși și morat afară, să vedem ce se întâmplă. Cu ce avem, cu furși, cu topoare, nu contează. Dar nu se mai poate. E dezastru. De asemenea, nu discută nimeni despre începerea noului an școlar sau cum actualul guvern a refuzat să majoreze punctul de pensie și salariile. Nu crezi, mă, domnișoară, fii serioasă. Nu crește nicio pensie, nicio alocație. Și nu suntem decât noi de vină poporul. Și ei își bat joc de noi, că ei iau. Ia uitați. Vine la spital. De azi dimineață până acum 100 de lei. Păi mâine mă internez. Din ce pensie? Dintr-o pensie de 800 de lei? Datorită lor murim. Unul câte unul. Nu vedeți că tot tineretul a plecat din țară? Că aici nu are cu ce trăi? Sunt oameni care fac foamea, domnișoară. Care nu au o bucată de pâine să o mănânce. Ce să vă spun? Nici o minciuni. Mă, 30 de lei, dacă spunea pe român, îl încânta. Și se bucura că poate își cumpăra pâinea pe luna respectivă. Urma lui ea. Și cum e problema aia? Știu că mă însor la toamnă, dar cu ce-i măcul la noapte? Aici e problema. N-a specificat anul. Ăsta minte de îngheață apele. Nici nu știe ce vorbește. Ce zice azi, retactează mâine și iarul așa înflorește. Unul dintre cei mai slabi premieri care a avut România vreodată. Cei mai slabi. Sau face jocul celor din afară. Asta e toată. Nu. No. Nici nu credeți. Așa ceva. Sau, cum zice, că va mări, dar va face o indexare care este nesemnificativă cu inflația care este. Asta e totul. Deci, minte de îngheață apele. De asemenea, sectorul de asistență socială din toată țara este în colaps din cauza faptului că guvernul nu a alocat fonduri pentru plata salariilor, iar creșterea prețurilor la energie, gaze și alimente a distrus economic milioane de români. Mă rog la Dumnezeu să... se ducă. Am văzut dacă forța nu vă face treabă, voturile se fură, precum am văzut Clotild Armand ăsta, care e vizibil și nimeni nu ia măsuri. Nimerdici, ia-și în pușca, a distrus țară. Președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, a tras un semnal de alarmă pe pagina sa de socializare și a transmis un mesaj ferm actualului guvern. Acum, cei care încă sunt la putere au cu totul alte priorități decât agenda reală a românilor. De fapt, problemele românilor nu au fost niciodată o prioritate pentru PNL și USR Plus pentru că au avut grijă alegerilor interne. Oameni buni, pare că țara s-a oprit în loc sub conducerea guvernului Câțu, dar din păcate timpul nu se oprește, ci se scurge în defavoarea românilor. Singura soluție este să plece acasă cu toții. Agenda publică a fost ocupată în ultima săptămână de divorțul dintre PNL și USR Plus, imediat după luna de miere, în care mierea a fost doar în conturile lor sau ale apropiaților, care au fost angajați în companiile de stat sau în instituțiile publice, ori au dobândit contracte oneroase din bani publici.